Așadar, cum zicea și premierul Victor Ponta câteva minute mai devreme, urmărindu-l în direct, dincolo de orice criză politică, avem probleme serioase de care trebuie să avem grijă. Ziarul Financiar de astăzi deschide pe prima pagină cu titlul Instabilitatea politică costă România 1 milion de euro pe zi din creșterea dobânzilor. Discutăm despre toate aceste lucruri cu Ruxandra Andrei, analist financiar. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Sub ce formă ne costă 1 milion? Cum se poate cuantifica pierderea suferită de România pe fondul instabilității politice sau a imaginii de instabilitate politică pe care o proiectăm în Europa? Foarte simplu. Ceea ce noi facem este că rostogolim practic datoriile statului român de la un termen la celălalt, ceea ce înseamnă că de fiecare dată practic refinanțăm, dacă doriți, la noul cost disponibil pentru statul român, pe care piețele ni-l acordă. În măsura în care percepția noastră este una deteriorată, înseamnă că în mod automat se presupune un risc mai mare asociat finanțării statului român, datoriei statului român, lucru care înseamnă dobânzi mai mari, deci per total costuri mai mari cu aceste dobânzi pentru statul român. Pe de altă parte, ratingul nostru de țară nu a suferit modificări. Este adevărat, dar ratingul de țară este doar un indicator, el nu stabilește voința instituțiilor financiare private. Ele au dreptul la propria evaluare, există un raport între cerere și ofertă, iar în măsura în care nu există finanțator care să fie dispuși să ia pe drept cuvânt acest rating care nu a fost atât de mult afectat, atunci piața spune că totuși riscul asociat României a crescut. În aceste condiții și în acest context, iată, leul pe interbancar a depășit valoarea de 4,5. Ieri era sub 5, deci sub 4,49. Iată, el este în creștere. Cum vă explicați și ce efecte poate să aibă? În primul rând este o altă variabilă care poate crește costul asociat finanțării statului român, pentru că bugetul de stat este în lei, în măsura în care datoriile noastre sunt în alte monede, suportăm și la nivelul acesta al datoriei la nivelul statului român devalorizarea leului. Adică pentru aceeași datorie pe care o avem, plătim mai mulți lei decât înainte. Este îngrijorător, este într-un trend ascendent, putem vorbi de o, cum să spun, de o proiecție rațională, logică și coerentă care ne va duce spre 5, spre valoarea de 5? Trebuie să fim conștienți că cursul va altera raportul dintre diferitele monede. Suportă mai multe zone de interes, pentru că sunt entități financiare care fac un profit din această diferență de curs. Prin urmare, este problema unei țări, este de a da pretextul necesar celor interesați în a specula pe devalorizarea monedei respectivului stat, suficient de mare încât să forțeze creșterea cursului valutar. Din păcate, noi le-am dat acest pretext și el este folosit pentru a obține un profit din această creștere a cursului valutar și vom vedea până unde va crește, respectiv până unde piețele vor considera că pot marca un profit. Dacă ei consideră că la 4,5, de exemplu, trebuie să marcheze profitul, se oprește aici. Dacă consideră că au resursele, contextul poate fi folosit pentru a se specula peste 4,5, vom vedea unde vom ajunge, vom vedea care va fi, bineînțeles, și răspunsul Băncii Centrale a României. Pe de altă parte, asta este îngrijorător pentru noi, oamenii de rând, oameni care avem credite, care ne-am împrumutat în euro, care ne-am împrumutat în tot fel de alte monede pentru a ne cumpăra o casă, o mașină, pentru a ne bucura un pic de bunăstarea care deja, iată, devine un trecut. Din păcate, nu este doar presiunea venită pe ratele lunare, pentru că dacă din bugetul unei familii din România singura variabilă în funcție de evoluția cursului valutar ar fi rata lunară, atunci nu s-ar contamina întreg bugetul, ci doar costul ratei lunare. Aceea, în măsura în care avem și alte facturi lunare, care în mod curios în România sunt indexate fără să existe neapărat o justificare la cursul leu-euro, atunci o altă parte din buget este contaminată. În
măsura în care consumăm produse uzuale, alimente, nu știu, lucruri necesare pentru o gospodărie, haine sau mai știu ce alte lucruri care sunt de asemenea de import, ceea ce înseamnă că din nou depindem de curs, acest lucru poate însemna o contaminare 100% a bugetului unei familii din România în funcție de curs. Prin urmare, da, românii, din păcate, câștigând venituri în lei, sunt expuși tuturor acestor surse de presiune pe buget și, din păcate, probabil că vom vedea această presiune într-o mișcare a volumului de credite neperformante. Îl avem prin telefon, se alătură discuției și domnul Răzvan Orășanu, consultant economic. Bună ziua, ne auzim? Bună ziua, bună ziua! Cum vă explicați toată povestea asta cu devalorizarea leului pe fondul, iată, a unei situații politice deloc calme în România, pe fondul faptului că avem nenumărate probleme economice rămase în rezolvare și în așteptare? Am ascultat discursul colegii de platou de dinainte. Părerea mea este ușor diferită. Ceea ce putem spune în momentul de față este că aceste costuri cresc datorită faptului că decizii economice importante nu sunt luate. Deci, în toată hărmălaia politică... La ce vă referiți concret? Mă refer concret la următoarele lucruri. De exemplu, un semnal clar nu a fost dat investitorilor legat de insolvența hidroelectrică. E vorba de 2% din buget. Lucrul ăsta a antrenat un efect în lanț. Toate băncile, în momentul de față, își analizează expunerea pe tot ce înseamnă credit luat de stat sau de entități asociate statului. Companii cum e Transelectrica în momentul de față au fost retrogradate, nu se mai pot împrumuta la fel de ieftin ca în trecut. Nu există încă un certificat de sănătate din partea Fondului Monetar Internațional în ceea ce înseamnă restructurarea bugetului, pentru că, deși guvernul este în funcțiune de 2 luni, nu au reușit să restructureze cheltuielile cum își doreau probabil. Deci sunt mai multe semne, dacă vreți, structurale, la fel și arieratele, datoriile în lanț în economie cresc în această perioadă. Chestiunea asta este un criteriu structural în acordul cu Fondul Monetar Internațional. Deci sunt mai multe semne că probabil foarte ocupați cu toate lucrurile din politica actuală, pe care nu vreau să le comentez pentru că unghiul emisiunii este altul acum, s-au amânat o serie de decizii economice importante. Iar analiștii bancari de la Londra se uită cu mare atenție la lucrurile astea, mai ales ca o expunere. De exemplu, hidroelectrica ca entitate avea 1 miliard de euro împrumutați în general ori de la bănci străine, ori de la bănci românești, dar bănci românești cu filiale doar în România, dar cu filiale mamă în străinătate. Deci există, dacă vreți, o emoție legată de acest aspect și contextul nu ne ajută deloc, pentru că da, este o problemă și faptul că dobânda îți crește, de exemplu, în aceste condiții, dar mai mare problemă este că s-ar putea la un moment dat să nu mai poți să accesezi deloc credite pentru că lichiditatea scade. Adică ce se întâmplă? Când e o emoție economică, de exemplu, legată de Grecia sau dacă Grecia intră în faliment, pasul 2 va fi că nu vei mai găsi credite deloc pentru o țară ca România, în condițiile în care nu poți dovedi un management economic foarte performant și nu poți dovedi că reduci cheltuieli, că ții bugetul sub control și că ai un resort structural pentru eventuale probleme din sectorul bancar. Domnule Orășanu, trebuie să vă spun însă că nu sunteți în dezacord cu doamna Ruxandra Andrei, ci în completare, pentru că, iată, ascultându-vă, noi am văzut-o apropându-vă. Vă rog, dacă vreți să interveniți oricând. Da, sunt perfect de acord. Am început cu partea aceasta a piețelor, având în vedere că cursul se reflectă cel mai bine în această zonă, dar într-adevăr, dacă vorbim despre puterea unei economii, respectiv companiile mici și mijlocii, din punctul meu de vedere, în percepția mea, atunci da, putem să vorbim despre birocrație, putem să vorbim despre fiscalitate, putem să vorbim despre cât de predictibile sunt aceste legi și aceste măsuri fiscale pentru a-ți putea face un buget sustenabil, iar din acest punct de vedere sunt de acord. În toți acești ani nu am văzut nicio măsură realmente de susținere a companiilor, pentru că până la urmă
totul și oamenii în calitatea lor de angajați ai unor companii, dar și statul ca cel care colectează taxe și impozite atât timp cât are de la cine, depinde de bunăstarea acestor companii. Ori în măsura în care nu am văzut direcții de, nu știu, relaxarea măcar a birocrației sau dacă vorbim despre fonduri europene. Poate se va întâmpla asta din momentul în care se va instala managementul privat la aceste companii. Iată, înțeleg că primele care vor fi, se va instala, la primele care vor avea management privat sunt Olchim, Romarm și Hidroelectrica. Să vedem ce va fi. Pe de altă parte, pe 24 iulie avem vizita Fondului Monetar Internațional și pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, vreau să discutăm puțin, domnule Orășanu, doamna Andrei, dacă sunteți de acord, despre măsura luată ieri de guvern, care printr-o ordonanță de urgență, modificând o altă ordonanță, spune că Ministerul Finanțelor va urma să împrumute fondul acela de garantare a depozitelor cu bani dacă sunt insuficienți. Este o măsură de profilaxie financiară, de sănătate bancară. Cum o interpretați, domnule Orășanu? Da, deci chiar despre asta vreau să vă vorbesc, despre stabilitatea în sectorul bancar și măsurile de ajutorare a acestei stabilități. Guvernul are dreptate să-și creeze pârghii legale pentru a putea acționa în caz de urgență. În momentul de față nu exista cadrul legal prin care, de exemplu, Ministerul de Finanțe să împrumute o bancă privată care eventual ar avea dificultăți ori în a se împrumuta, ori în a supraviețui pe piață. Ideea de bază în acest moment este că sectorul bancar trebuie sprijinit pentru că, pe de o parte, are foarte multe ieșiri către în afară sau credite de la băncile mamă care nu sunt reînnoite, motiv care ar putea crea o problemă de lichiditate la un moment dat în sistem. Domnule Orășanu, mă tem că va trebui să ne oprim aici ca să îi dau și doamnei Andrei posibilitatea de a trage o concluzie. Vă mulțumesc din suflet, este timpul foarte strâns cu noi și nu mai are răbdare. 20 de secunde deja. Pe lângă aceasta știm că BNR are o politică preventivă și extrem de ponderată. De asemenea, știm că a fost pus la, în funcționare pentru orice eventualitate și mecanismul numit Banca Punte. Deci cred că din punct de vedere al sistemului bancar, dacă nu se întâmplă ceva drastic și neprevăzut în acest moment, suntem destul de ok. Problema rămâne în partea de economie. Rămânem și noi cu ochii ațintiți acolo și pe ceea ce se întâmplă astăzi pe scena politică pe durata întregii zile. Vă mulțumesc pentru atenție. Vin știrile la ora 11. Până atunci, rămâneți buni!